care vorbește în scenariile lui și în, mai ales în scenariile lui pentru cinematografia română despre celebrul personaj Răspopitul. Da, Răspopitul, da. Barbu știa, Barbu avea, era, se documenta foarte serios și avea și surse în Academia Română. Da, Răspopitul a existat și ți-am povestit, am adus doctoritul la Liov, povestea adevărată. Da, asta vreau să spun, domnule. Omul fusese capitan în armata lui Mihai Viteazu. Profesionalismul și după ce a încercat să se răzbune aici în țara românească cât a putut, a plecat, s-a retras în Moldova la o mănăstire de lângă Piatra Neamț. Când vin năvălia tătară, sigur că el nu și-a uitat necerea de soldat. De fapt, popii de acolo sunt curioși vis-a-vis de comportamentul lui. Pentru că, de exemplu, azi era post. El nu putea să facă post tot timpul. Se duce în pădure, vânează și îmbie și pe el la vinul dulce și la carea de căprioară. Vedem și îl iartă și, ei. Vedem și în buzdugarul cu trei peceți în... Da, e cel care duce toate... tiparnițele pe lemn sluptate ale octuitului Liov o duce în ceata Liovului unde se tipărește octuitul. Era interesant că, uite, Toma Caragiu joacă în Bozuganu cu trei peceți, unde Mihai Viteazu este Rebenjuc, nu este Amza Pelea, ca filmul Nicolaescu, dar rolul preotului, și aici Toma Caragiu face rol memorabil, este foarte ambigu, adică el este și prelat, stă de vorbă și cu iezuitul, adică sunt la același nivel cu iezuitul diavolului, este și spadațin, este și securist, pentru că el îi interoghează pe vrăjmași într-o manieră securistic medievală, dar foarte frumoasă. Ei erau oameni ai patriei. Da, erau niște patrioți. Oameni adică ai patriei. Problema Genovezu este că nu înțelege teama pe care o au românii, deși curajoși, vis-a-vis de aceste fenomene inexplicabile. La ei curiozitatea era mai mare, la noi este un fel de tabu. Deci, când ajunge în țara Făgăraș și se povestește despre căpcăunul cu ochi de foc, un ochi de foc, deci era căpcăunul cu un singur ochi. Ciclopul. Ciclopul. Este descris cu lux de amănunte... în felul următor. Deci, povestea s-a întâmplat undeva pe la 1300 și ceva. Deci foarte aproape de cartea scrisă în 15 ani. Genovezul ăsta face călătorie în Barbaria, de fapt, timp de 15 ani și este foarte bogat. Sibiu a rămas cu el tot. Deci toată chestia asta e scrisă timp de 15 ani. O să vezi la un moment dat că începutul este scrisă cu un tip de cerneală și sfârșitul este cu tot altă cerneală. Ai idee dacă exemplarul ăsta a fost reeditat în vreun fel? Niciodată. Este un exemplar unic. Pe manuscris este un exemplar unic. Da? Nu, dar ceilalți colecționari care l-au avut înaintea ta nu l-au recopiat, nu l-au retipărit. Niciodată. Probabil că Andela Mortă spune, mi-a zis că l-a cumpărat împreună cu o colecție întreagă de carte, cu vreo 10 ani înainte de a, sau cu 20 ani înainte de a-l lua eu la schimb, de la o familie de români care probabil că fugise înainte de 1947 și au rămas la Paris, boieri mari români, și au plecat cu o parte din avutul inclusiv în cărți și manuscrise. Și a crezut o perioadă că este rusesc, fiind scris în slavonește. După aia și-a dat seama că este scris în slavonească românească veche, da? Și că n-are nimic de a face și că Barbaria e vorba de fapt despre țările românești. Vezi, paginile se scot pur și simplu, adică unele sunt desprinse. Este într-o stare absolut mizerabilă din punct de vedere al colecționarului. Da, durează un an de zile. Au câteva secole peste ea. Da. Bun. Întâmplarea se petrece la puțin timp, deci există niște nepoți ai celor care au fost martori. Deci bunicul meu a văzut, i-a povestit tatei și m-a povestit și mie când eram mic, omul fiind acum plină maturitate, deci omul la 40 de ani, nu știu ce. Deci crede, pentru că are memoria încă limpede ce a spus, bunicul despre Ciclop. Spune că Ciclopul a sosit împreună cu muntele lui cu de fier. Și el stătea în peștera de fier care se deschidea și se închidea atât de bine, ei nu cunoșteau cuvântul ermetic, atât de bine încât să nu se vază nimic. Bă, ermetic vine de la Hermes totuși, Megistus. Dar nu cunoșteau, nu folosește cuvântul ăsta și atunci folosește că să nu se vază nimic. Adică în mijlocul câmpului, între munți, patrizează acest munte de oțel, când se deschid probabil ușile, îl vede pe căpcăun ieșind, când se închid, nu mai știe exact unde este ușa, pentru că este ermetic. Perfect. Căpcăunul cu ochii de foc ucide în momentul când te apropii de el. Povestea este că acest căpcăun este de fapt un pui, pentru că este venit și preluat de un munte mult mai mare. Deci puiul
să zic, să presupunem că ar fi căzut cu această navă și că muntele de foc îi pare lui, muntele de fier îi pare lui că este teșit și încep din cauza zdrobiturii care a avut-o cu pământul. Sigur că se mai deschid încă ușile, încă funcționează anumite mecanisme, e o altă specie, cu o altă specie față de specia umană, sunt mai înalți, dar ăsta este un bebe. Cere încă ajutor și până vin să-l salveze. Povestea durează câteva luni de zile în care el omoară pe toți cei care se apropie, nu pentru că este un rău, pentru că căpcăunii cei mari când vin acum și își dau seama strămoșii că e vorba de un pui de căpcăun, au dialog. Înțelegi? Nu-i omoară pe țăranul român sau pe curajoșii cavaleri care vin acolo în zonă și, înțelegi? În zona munților Făgărași. Deci ei chiar dialoguează. Căpcăunul ăla fiind copil mic, speriat, e ca orice copil. Folosește ochiul ăla magic de foc, este ca un fel de laser. Da? Și distruge ce este împrejur, distruge și oameni, și cai, și animale, și așa mai departe. El, de fapt, are un plânset, de fapt, strigătul lui e un strigăt de spaimă, până vin cei mari, care sunt gigantici. Și care vin sunt... cu niște munți de fier, da, mult mai mari decât... Ținite povestea lui Periferii Gerilerii Mini din Frații Grimm. Da, Periferii Gerilerii Căpcăunul, care se împrietenește cu copilul, care este cu inima curată. Deci cam același lucru se întâmplă, iată, cam în aceeași epocă, aici. Se presupune că ar fi totuși o legătură. Genovezu este interesat de această poveste și ia toți martorii. Îl pune pe script să scrie toată povestea completă la nepoții celor care au trăit, cum a existat și mai departe. Unul dintre nepoți spune, zice, domne, bunicul meu a murit ucis de acest căpcăun. Și iată cum se făcea presa, da, la 1300. Da. Bunica mi-a povestit lucrul ăsta. Bunica. Pentru că bunicul a fost cu bunicul lui Gheorghe, cu bunicul lui nu știu cui, au scăpat doar 2 din 5. Da? Și ne-a povestit și a povestit și soției lui. Este evident că, uite, toată mitologia bazmului românesc vorbește de portaluri. Mitologia noastră este plină de portaluri. Fântâna în care se aruncă Făt Frumos și trece în regatul celălalt e un portal, fântâna. Da. Pădurea prin care intră într-o altă dimensiune, adică probabil că în vremea respectivă lucrurile acestea nu erau la nivel de mit, ci erau la nivel de întâmplare. În lucrare mai este o chestie interesantă care trebuie adus aminte și aici a trebuit făcut o traducere măcar pe cele 40-50 de pagini în care povestesc legenda căpcăunului. Că acest genovez, care era curajos, avea un aventurier foarte bogat însă, e curios să vadă locul unde a fost. Locul este blestemat pentru românii din zona respectivă, la 1385, 87, 90, nu știu exact când s-a scris pasajul ăsta. Cartea se termină la 1401. Începe la 1385. La 1401, scribul scrie final. 16 ani. Da, înțelegi? Deci, să zicem, 1390 se întâmplă acțiunea. Genovezul zice, vreau să mă duc la locul cu pricina. Și plătește pe ăștia, toată lumea, nu, acolo e blestemat, nu mai calcă nimeni între munții aia, unde este un fel de câmp, de vale între munți, unde a căzut, se presupune, acea navă minusculă, în care era bebele căpcăun, da? Nu merg. Unul singur este curajos și îi duce. Pentru foarte mulți galbeni pe care i-a dat. I-a cumpărat și schei, cumpără 3 perechi de cai, căruță și așa mai departe, profitând de faptul că omul vrea să se însoare cu cea mai frumoasă fată de nu știu care stat și el fiind salarii pe pământul, numai așa poate să o impresioneze. Un tip care luptase mai multe bătălii, era curajos, dar era fără noroc. Adică nu-și primise nici solda pe ultimii ani. Și atunci, văzând banii de la asta, îl duce. Ce o să facă altceva? Dumnezeu cu Dumnezeu înainte și face cruce. Că acolo era lucrarea satanei. Ei nu aveau decât două variante pentru ei. Deci nu exista decât era Dumnezeu și acolo unde era căpcăunul era clar ceva necurat la mijloc. Cu necuratul, cum spune românul. Nu aveau niciun fel de explicație. Dar curajos îl duce, nu intră mai departe, îl duce deci prin serpentine respective, pe cărări secrete, până găsește între munte.